Salut, oameni faini, bine ați venit la episodul 2, jumate, din seria de Minecraft Hardcore. Am jucat un pic pe live, dar n-am făcut foarte multe și am vrut să continui seria, pentru că îmi place să construiesc pe aici, nebun. Ce ați pierdut, dacă n-ați văzut live-ul, e că am început să construiesc un început de casă. Am dezactivat un pic shader pack-ul pentru că vreau să meargă mai repede. Aici vreau să fac mare storage system, dar mi-a dat seama că am nevoie de piele ca să pot să pun itemele pe frame-uri. Și pentru aia să fac rost de niște vaci. Am pregătit un sarc pentru ele. Aici vreau să-l fac în această zonă, voi avea văcuțe. Bun, este un țarc corect. Trebuie să-l fac aici o mică zonă să le acopăr. Să stea la soare. Acolo chestie ca să nu le plouă. Nu e, e rudimentar, dar merge. Bun, hai să le găsesc întâi pe domnule vaci. Să le întreb de sănătate. Sunt în căutare de văcuță. Vreau să duc acasă de mânuță. Pss, vaca, vaca, hai că vă măresc pensia. Pss, pss, vaca, hai că vă cresc salariile. Votați Andrei. Luați buletinul de vot. Una, două, trei, șase. Și am făcut le bebe. Lăbuș. Ești bine? Bun. Este o chestie. Lumea mea, din păcate, a fost cu alt spawn point. Nu ăsta e punctul în care am fost lăsat pe hartă. Undeva mai încolo. O să-mi duc acolo. Pentru că știu că parcă era un vapor. Încolo? Dovlecei. Trebuie să fac o busolă. După asta mă arată punctul de pornire. Ce Halloween se întâmplă prin zona asta, că e plin de dovleci? Lol, încă un sat. Deci satul meu încolo, satul de aproape. Da, hai să explorăm dacă tot se întâmplă. Sărâna, cine pe aici? Nimeni? Bun. Vân, fân, vân, fân, vân, fân. Sunt un jupân, vân, fân, vân, fân. Bă, nu știți voi piesa asta. Era la un moment dat o trupă să-l numea Casa Loco și avea o grămadă de piese de astea făcute la caterincă. Un fel de noaptea târziu înainte să existe noaptea târziu. Și aveau o grămadă de piese originale, dar cu versuri foarte haioase. Și una dintre ele era vân, fân. Și avea versurile vând fân, vând fân, vând fân, adică de trei ori. Sunt un jumpân, vând fân, vând fân. Donez un plămân, vând fân, vând fân, plămân de bătrân. Ce ați înțeles? Și lumea se plânge de Five Gang. Mă rog, ăștia chiar își asumau că ei cântau ironic. Din păcate, Five Gang cred că se ia în serios. Nu înseamnă că nu sunt inteligenți, doamne feri. Orică, hai să fim serioși. Când cânți de sos, în cantități industriale, ești cam cală cu fânul. Am fost peste tot. Am fost peste tot. Bă, mai trebuie să-mi duc și pe la primar să-l văd. Dacă mai e ceva de jefuit, de împrumutat. Ieși-mă afară, mă. Știu că-s la tine acasă și te invadezi, dar totuși. Dacă aș face așa un monument pentru fân, în care să adun tot fânul pe care îl fur din diverse sate, ar fi interesant. Și nu-mi vedea dracu să-l pun lângă vaci, să le fac poftă la vaci tot timpul. Cum ar fi? Aș fi cam nesimțit. Și dovlecii mei sunt acolo. Bun. Am topurul pregătit. Este gata de lovit. Cine vine o să-și ia un topor direct așa. Șmaș, 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 șmaș. Pac, 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 par, pac. Parcă am văzut un cal pe aici, nu? Vai, un cal negru. Hello. Bă, mi-am mâncat fânul. Tu nu mai scapi, ești a meu. Taci un pic. Mă rog, mă bagi tu cu capul în frunze, dar te accept că ești un cal de treabă. Așa te simt eu că ești de treabă. Tu cal, mai calculezi mult. Mă lași măcar să te descalec. Gata, ne-am prins și nu m-am prins eu cumva. Bă, da, mă, ne-am împrietenit, bă. Și eu stăteam ca prost, mă. Dicăluț. Pe meleaguri îndepărtate, vom ajunge mai repede. Ni-ha-ha. Cât e ceasul? Este târziu? Nu, este miezul zilei. Avem timp. Poate găsesc comoara până la urmă. Ce nume să dau la cal? Dacia Logan. Logan trebuie să-l numesc pe cal. Bun, m-ați convins. Un nume de armăsar puternic. Tam, 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 tam. Eu aici m-am speriat, bă. Tu, mă, Dumnezeu. Ok. Dacă mai faci urât, îți dau un pat în gură. Nu, 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 era să pic urât. Ioa, ce se întâmplă? Te rog, eu nu mă mai panica în halul ăsta. Uite-o, crabia. Am uitat, cum mă dau jos de pe cal? Ah, control. Rapid de jos. Pac, m-am dus. Bun, cartofii aia stricați. Blanao. Bă, Logan, stai mă. Logan, Logan. Îmi întreb o trestie de asta, ești nebun? Îmi întreb o fermă de trestii. Hai cu somn odată. Bun. Vezi, nu trebuie să te luți cu inamicii, când inamicii nici măcar nu apar. Tan, 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 tan. Blană. Adică a fost și aproape. Nu, e nica. Te rog, eu nu te nica. Nu, marș sus. Hai, pe asta. Hai, pe. De ce zici că nasc în pana mea? Trebuie niște poduri pe această hartă. Ce faceți, copilaș? Trebuie să-mi inspectez aici ferma. Bun, scopul e să fac foarte multe din astea. Problema e că stă să mor câteva vaci pentru ele. O cireadă întreagă de vaci. După asta vreau să fac aici un sistem întreg de sortare în spate care să ducă totul frumos așa pe bază de apă. Ce comentezi? Că ți-e ciudă că o să am sistem de sortare și tu n-ai. Aha, așa să te duci. Deci singura chestie care mi-ar plăcea maxim din Minecraft ar fi modul rapid în care
cresc copacii. Să pui niște oase sfărâmate pe ei, să-ți crească instantaneu. Mame, combinație. Am o idee, nu știu dacă e sinistră, dar imaginați-vă că în loc să mergi la înmormântare, la cimitir, mergi la o grădină botanică. Îți plantezi rămășițele pe ceva copac. Și așa, inclusiv cei mai nesuferiți oameni de pe lumea asta, inclusiv Dragnea, ar putea să lase ceva fizic în urmă care să ajute și pe alții, nu numai pe el. Bă, măcar știu că fac ce făceau și strămoșii noștri. Distrug natura pentru bunuri proprii. Bine, aș putea să fiu mai chipzuit, dar mie, eu trebuie să fiu comod așa, știi? Să am la discreție tot ce vreau. Dragă făcuțe, nu știu dacă vă știți, dar mie îmi trebuie pentru colecția toamnă-iarnă niște haine. Fiindcă, na, pielea e greu de găsit, trebuie crescută manual. Vreau să profit de această oportunitate. Come on, everybody do the conga. Bă, nu pot să cânt, că după aia mi-e frică că o să-mi dea ăștia copyright. Ceva în zona asta trebuie să fie ceva. Alol. Bine, boy. Bun, dați seama că joc de foarte multă vreme, m-am jucat azi prea mult, așa că vreau să vă las cu ceva diferit. Chiar îmi trebuia de asta să-mi conduc calul. Știi ce zic, nu? Hello. Ucis cu sânge rece. Hello, căluț. Hai, Loganule. Bun. Hai că-ți fac chiar mură. Stai tu, lima liniștit. Momentan ești absolut superb. Începe să prind un fel de contur. Și hai să punem și shader-ul. Să vedem cum arată. Altceva. Bă, ar trebui să filmez mai mult în asta. Totuși este diferență de 100 de frame-uri pe care le câștig dacă joc fără shader. Pentru că zona asta e plină de apă. La noi bai. O să mă uit la după aia când e gata făcut. E ok. Vaci să avem. Până data viitoare, oameni fain. Eu vă pup. Seria continuă. Și data viitoare, musai să facem rost de Ancient Debris. Și ăsta începe să arate bine. Vă pup. Ne vedem. Ciao.